Domnul Cristi, bine v-am găsit. Bine v-am găsit și noi. Așa, am venit să vedem ceva interesant pe la Timiș. Mulțumim că ai venit. Și cu ocazia asta am zis să vin pe la dumneavoastră să vedem ieplele. Mi le-ați trimis pe WhatsApp. Da. Am rămas frumos impresionat de ele. Și cred că cam așa erau caii odinioară la Timiș. Cai grei. Cam așa, grei și semigrei, da. Deci pe stilul ăsta, da? Stilul izvin. Așa. Aici da. noi avem niște prieteni. Puteți să veniți. Așa. Care un pic... Avem două mânze blonde. Așa. Foarte cuminți. Așa. De obișnuite cu omul. Obișnuite în graj, obișnuite pe pășune. Acum îl văd eu pe... Acum de la distanță văd că îl cunosc pe băiatul ăsta. Îl știi? Hei! Pavel, ce faci, mă, băiete? Hop, hop! Până Cristina a făcut prietenul meu. Fii atent, îmi place ce Adidas ai tras. Da. Vreau și eu o pereche de asta, de unde ai cumpărat? Ia să iarba și... Ia să iarba și... Mi-i dai mie. Da, ți-i dau cadou. Amu? Acum ți-i dau. Și rămâi desculț? Desculț mă duc până acasă, nu-i problemă. Te duc eu până acasă, fain, și mi-i dai acolo. Nu ți-i dau eu de aici, că-mi iau break, deci l-am, nu contează. Mi-i dau eu altul. Ce număr ai la păpuc? 42, 43. Nu, nu vezi buni. Apoi numai să-i țin în vitrină, iar nu-i bine. Așa, oricum îți mulțumesc pentru bunătatea ta. Domnul Cristi, aici, da, cu, aici cu doamna Lavinia. Doamna da. Lavinia, vă salutăm să rămână. Cum l-am salutat și pe Pavel. Și spuneați că prezentăm două mânze. Asta e Olga. Da. În mai face 2 ani. Da. Asta e Betty, da. Face în iunie 2 ani. Da. Am vrut să iau așa o pereche să fie o lună, două între ele. Foarte frumoase. Și o lună între ele. Asta e ardeneză de Franța și asta e din ceva grei, semigrei românești. Așa. Le-ați achiziționat din zonă? Luate din județul Timiș. Deci din Timiș, da? Luate. Domnul Cristian, încă mai sunt cai frumoși la Timiș, așa-i? Da. Odinioară, cam asta era... Sper cam să mai fie încă 100 de ani. Cam așa era stilul, așa de cai? Da. Izvin? Cai de lucru. Cai frumoși, cai de lucru. Veneau din toată țara și achiziționau, da, de la dumneavoastră, din zonă. Da. Păi, dar noi suntem aproape de Izvin. Așa. De unde a fost erghelia și pepiniera țării. Așa. Hai, Pavel, să vedem cum te duci încolo și vine și doamna Lavinia după tine. O, tată, o. Fii atent, doamna Lavinia a făcut un efort foarte, foarte mare și de apreciat. Și ne cerem scuze că v-ați băgat are grijă de ei. Prin nămol. Prin noroi cu... Și ele sunt murdări puțin, n-are nimic, sunt la fel. Așa. Ca fetele. Da. Lavinia se ocupă cu întreținerea coamei, părului, periatului. Da. Îi plac cai. Oricum, din câte observ, cai au fost zitualitate? Ori da. Au fost tunși, așa-i? Înainte de... N-au fost tunși. N-au fost. Tunși? Nu, nu au fost, nu-i tunsă. Nu, părul nu, ei, nu, nu, coama le-am tăiat-o. Coama. Da, da. Le-au fost tunsă coama, da? Da, coama, da. Deci coamele și le-au fost. Da. Puteți să dați o tură încolo. Lavi, vrei să iau eu dacă vrei? Hai. O lăsăm pe doamna Lavi, acum de ce? Dacă dânsa a făcut sacrificiul ăla de s-o băgat cu... În noroi. Da, să fie și la prezentat. Da. Du-te, Pavel, în față, că vine și asta alta. Hai, Olga! Dă-i, Pavel! Foc automat! Bă, Pavel, dar de asta ai fost invitat aici, bă, ca să alergi, mă, băiete! Domnul Cristian, ce-am vrut să vă întreb? Bun, ce v-ați gândit legat de creșterea cailor? Nu m-am gândit nimic, la mine e hobby, pasiune. Am înțeles. Deci n-am trăsură, n-am club, n-am... Aveți patru iepușoare pe sufletul dumneavoastră? E pasiune. Am înțeles. Să vedem că știți cum e cu pasiunea. Din pasiune... Să poate pot... să devină afacere. Zic să țineți mai multe, sau știu eu. Da, da. E pasiune, e hobby. Tai că mi-au avut cai. Au avut? Da, eu am terminat școala, am mers afară. Da. În Anglia. Câți ani? 14 ani. Ai, frate. Am venit în Anglia și am zis că îmi trebuie un hobby. Tinerețea ni ți-a dus cu anii. Am stat în Anglia, când am venit în țară, am zis ce hobby să am. Stat acolo, stați aici. Domnul Cristian, ați avut hobby-ul, oricum.
L-am avut hobby în sânge. Așa, Lavi, du-te mai un pic spre pavel. Așa. Stai un pic mai lateral, Lavi, să se vadă căluțul. Bun. Bun. Blândă și cu minți. Bun. Se pot da în spate, se pot pune aici după, se pot pune aici după, cum îi zice, lângă cutia asta, unde se bagă bidoane sau se pentru le ce? Se leagă acolo? Ce, se poate lega acolo? Le leg, le pot lega acolo. Dar nu trebuie să le legați, că le puteți ține sau așa. Sau le leg în graj? Nu, 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 să le lăsați un pic aici, că vine cu celelalte și după aia le pune în tătie. Da, da. La... De la pavel să-l ține și să vină și aici asta. O, trate, hai bine să mă duc și pe amare. No, Pavel, bagă-te pe iarbă, te rog, bun? După cutia aia, de, după țarcul ăla, bun? No, acolo rămâi, băiete. O, tată, ho! No, acolo, le întorci cu fața încoace să le vedem. Întoarce-le, întoarce-le, întoarce-le. Bun. Domnul Cristi. Acum prezentăm cealaltă pereche de iepe. Așa. Puteți să veniți cu cai, Sami. Sami, fratele dumneavoastră, da? Da, da. Și doamna... Cumnata. E soția lui domnul Sami, da? Da. Da. Asta deschisă. Da. Face 3 ani. Da. În iunie. În mai, aia face 3 ani în iulie. E un an între astea, două și alea două. Și asta e gestantă. Care? Asta e gestantă. Bun. Oh, oh. Bun. Fotografiată. Ăla-i. Oh. Ce am vrut să vă întreb? Și a zis veterinara că prin iulie e vremea. Să fete, da? Da. Ce am vrut, domnul Cristi, ce am vrut să vă întreb? Oricum o să punem și o să punem blondele încă o dată și o să le zicem numele la toate, că nu cred că am întrebat numele la cele mici. Da. Că e bine să știm ce nume au, că mai zicea lumea, dar bine mă, dar pe ce tot întreb numele? Și animalele au personalitate și dacă, bine, da. Dacă au personalitate, au și un nume, nu? Da. Că vezi că... Sunt vegetariene. Cine? Le plac mult fructele, iarba. Eu zic că dacă și noi am fi... Tare nu mănâncă. Eu zic că... Da. E, da, ia, domnul Cristi, dacă stăm un pic să ne gândim ce forță... zi, nu știu cum să zic. Ce forță au caii pe lângă oameni. Corect. Și ele mănâncă iarbă. Nu, bine, cred. Ar mânca grătare, ar fi prea puternice. Ar fi mai puternice? Da. Am înțeles. Da. Așa, domnul Cristi, cum o cheamă pe iapa ce o ține domnul Sami? Asta e Mura. Așa. Și ce... Asta e Mura și asta e Murga. Și ce vârstă ziceați că are Mura? Sunt două luni între ele. Așa? Una e mai și una iulie. Și? Dar nu știu exact care cum. Cred că asta e din mai și asta din iulie. Și 3 ani? 3 ani fac, da. Așa. Domnul... Asta fac 3 ani. Da. Domnul Sami, da. Aveți animale? Da, cum să aveți, aveți? Ce animale aveți? De toate. Oi? Nu, am avut de le-am vândut. Și acum ce aveți? Da, astea, păsări pe lângă casă, am mai avut cai de le-am vândut, acum cu fratele împreună. Așa? Cu cai. Porci, rațe, gâște, cai, așa, din astea de ce are un om acasă. Mm-hmm. Câini. Câini, ați uitat să veniți la expoziție. De câini. A fost ceva interesant acum aici la Timiș. Expoziție de câini? Da, da. M-am dus cu domnul Cipri. Domnul Cipri, haideți un pic să vă vedem, vă rog. Chiar vrei acum să mă vadă? Da, acum dacă ați făcut kilometri. Aici îl salutăm pe domnul. Aici îl salutăm pe domnul Cipri. Domnul Cipri, vă salut. Așa. Aici domnul Cipri vă salut. Și vă mulțumesc tare frumos de ospitalitate când am mai fost la Timiș și m-ați primit cu drag. Întotdeauna vei fi binevenit. Și îmi aduc aminte că noi ne-am mai întâlnit în mai multe ipostaze foarte frumoase. Oh, oh, oh. Bravo!
No, asta înseamnă calul, putere. Mai vrea mere. A, despre aia, aia e problema. Dragă... Am fost odată la... Domnul Cipri, am fost odată la Neacostel și am cumpărat truguri și tot felul și le-am agățat într-un gard. Bă, omule, direct s-o duc și o lua de pe ăsta. Rachetă? Rachetă? Fac! Ăștia scorbi cățelușii ăștia? Da, da, corbi. Cât au ăștia? 3 luni? Nu mai trebuie să-i dau mere. 4? Bine de 3 luni. Nu mai 4? Trebuie să-i dau mere. Cam așa, da. Cam așa. E foarte blând, dar vrea așa cu japca. Vrea mere, dacă nu-i dai, te obligă. Acolo. Cred că o văzut acolo pe capotă la mașină. Așa, bun. Și după aia le poate aduce tătie. Hai să facem o plimbare. Așa și după aia se pot aduce și blondele. Da, hai da. Domnul Cipri, ne bucurăm că și eu mă bucur. Aici cu dumneavoastră la cai. Foarte frumos. Hai da. Hai da. Domnul Cipri, cum a fost expoziția de câini? Ce am văzut acum? Interesant. Interesant, așa-i? Da. Hai, Pavel. Pavel, du-te între ele. Pavele. Poate lăsați că... Dacă nu le scutea, dacă le lăsa pe, în gras, să zicem, mai fain erau. Da, să venim, atunci ele s-au odihnit, s-au răsat. De cuminte, foarte cuminte. Frumos e pe. Na. Pavel, tot timpul te grăbești așa? Zic că tot timpul te grăbești așa? Unde? Acasă. Du-te, nu te cred. Bun, Pavel, poți să rămâi acolo, te rog? Bun. I-am vrut să le văd tătie la oaltă, dai bun și așa, hai. De ce nu vine și el deodată cu voi? Oricum nu-l vedem ce face. Le pune între? Le pune între, da? Bun. Hai cu mine, 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 hai cu hai da. Pavel, lasă-o la mine pe asta. Du-te în spatele lor. Atât. Și ea se poate pune lângă, nu? Ele nu se lovesc una pe alta, nu? Da, o puteți da așa, domnul Sami? Nu sunt în fața ei, Sami, lateral. Mă întorc. Nu, lasă-o așa. Cum doriți și să le puneți una lângă alta. Oh. Așa, oh. Ăla-i, bun. Oh. La visem la distanță de cu Sami. Așa. Pavel, bagă-te, uite aici așa. Uite. Unde e locul gol? Unde e locul gol? Stai, stai bine, stai bine aici, stai unde e locul gol. Hai că e și lat în spate, Pavel. Oh. Da. Bun. Domnul Cristi, aici ați reușit să le puneți tătia la oaltă. Oh. Cât de cât. Ca noi să le putem, noi să le putem admira în toată splendoarea lor. Aici soția lui domnul Sami ne-a ajutat, Pavel la fel, treabă faină. Da, ele au fost ținute pe grajd,
puțin afară, n-or fost așa plimbate, trăsură, căruță nu am. Nu sunt obișnuite să vin așa la picior cum sunt alții. Că, na. Deci, noi ținem să-i vedem, să ne uităm la ei. Așa, domnul Cristi, ziceți că iepele mari, gestante ambele, da? Doar asta. Doar... A zis doamna veterinară că asta e gestantă și în iulie ar trebui să fete. Asta a spus că nu e sigură. Bun. Iar șargele n-au fost date la mână. N-au fost date. Au umblat, dar n-au fost date că n-au avut 2 ani împliniți. Ce v-ați nici acum nu au. Ce v-ați gândit pe viitor cu iepele mari? Cu ce ar măsar să le montați? Avem aici, în județul Timiș, ceva negri. Unde? Și Pavel are și mai mulți prieteni de-a noștri. Deci o să le mutați cu armăsar negri, da? Asta aș vrea. Am înțeles. Acum pe mine nu mă interesează culorile, numai toată lumea că negru e baza, negru așa și m-o tras și pe mine un pic spre negri. Dar mie îmi plac orice culori. Orice culoare, important e să... Nu există calul râs. Aș, bravo. Nu există calul râs. Gusturi diferite. Gusturi diferite, da. Dacă e animal, fain, na, mie îmi plac cum erau cai în Banat, largi, sparți, desfăcuți. Da. Și frizianul, și lipițianul, și noniusul, toți sunt fain, da. Dar mie îmi plac așa mai sparți. Mai, da, de tracțiune. Da. Dacă e spart, poate să fie și albastru. Cade părul de pe ei, în fiecare zi îi periez. Acum, cum se schimbă vremea? În fiecare zi îi periez. Acum au fost afară în noroi, să nu zică lumea, că ăsta nu-i din Grajd. Da, se vede. Ăsta nu-i din Grajd. Se vede. Ăsta-i pământ. De afară. Dar mi-e face pământ. Cais cu noroi pe picioare. Da. Se vede țarcul. Da. Cais foarte curați tot timpul. Știu eu. Sub ei se curăță de 3 ori pe zi. Am văzut. Hai, da. De la loc. Oh. Domnul Cipri, ce părere aveți? Aia nu... Vă plac? Se pot întoarce și cu spatele încoace o dată, pe loc. Domnul Sami, așa? Mă întorc așa, da? Da, da. Lavi, da? Schimbă tu locul cu Sami. Da. A, așa. Sami, du-te în locul lui Lavi. Să-mi va cu fața cu loc. Da. Cu spatele, cu spatele. Da. Stau cu spatele, da. Rămâne doamna Lavi încoace, încoace, lângă. O, Sami, așa, du-te lângă Lavi. Du-te lângă Lavi. E, Olga. Hop, ăla-i. O, o. Se pot apropia un pic, se pot apropia un pic. De la loc. De la loc. Pavel, noi avem bază în brațele tale. Să pot da, să pot da cele mari un pic mai în față, că e mai greu să le dai în spate pe astea. Duceți-vă mai în față, hai, Olga. Super, bravo. Pavel, rămâi pe loc? Pavel, rămâi pe loc? Bun, super. Hai, da. No, și așa. Domnul Cristi, și așa le vedem și din spate. Da. Le pot vedea oamenii ce ne urmăresc. Și le pot admira. Domnul Cristi, foarte frumos. Mergeți așa un pic o plimbare cu ele, mulțumim. Așa, după că... Vă place ce marfă avem? Da, cum aveți, că e foarte frumos. Pavel, poți să duci trei? Poate. Sami, lasă-o pe asta liberă. Scoate ața, scoate ața. Pavel, să ai grijă de adidașii mei. Nu mă. Nu pleacă niciunde, lasă-o. Nu bine zic, domnul Cipri. Mă, dacă are 3 cai, poate călca pe picioare. Pavel e campion, duce 3 cai. Cu 2 am mai văzut, dar 3 ca Pavel n-am mai văzut. Pavel, dacă se supără, Pavel, dacă se supără, ia și un cal în spate. Sami, dă-i drumul, te rog. Le băgăm în graj, nu? Nu, mă, vin înapoi cu ele. Nu, dă-i drumul, Sami. Dar nu fug după aia după aia. Nu, dai drumul, Sami. Domnul Sami, care e faza cu alergatul? O să-i frică că fuge, dar nu fuge, că asta e gestantă în 8 luni și blândă și stă lângă ele. Alea pleacă de lângă ea, dar ea... Nu, hai dați Pavel încă o dată încoace și după aia le duceți. Hai.
Le dau niște bice să le scape, așa, de final? Trebuie să avem grijă de Adidas și lui Pretinu. Foarte frumoase. Da, niște elfe frumoase, blânde, liniștite, vezi că nici nu fug. Ăla-i. Nu, nu-i dați drumul, domnul Cristi, deocamdată, vă zic eu. Lăsați-o deocamdată, nu-i dați drumul. Da, da, dacă puteți, da. Lavi, hai așa la mijloc. Vă mulțumim tare frumos, doamna Lavi, pentru, da, pentru efortul care l-ați făcut pentru, pentru a prezenta caie. Și ați, i-ați prezentat foarte bine. Hai să dau în față, hai, da, hai grijă la picioare, Lavi. Hai, lasă-l, Lavi. Hai, da. Na, asta cam a fost prezentarea noastră. O prezentare foarte, foarte bună. Nu e o prezentare de nota 1000. Hai, Ciprian, încoace. Așa. Aici așa să... Bagă-te, uite aici așa între cai. Mă bagă aici atunci. Așa, da, da, domnul Cristian. Ziceați că o prezentare bună? O prezentare așa medie, că e prima prezentare. Ne bucurăm că ai venit la noi. Cu mult drag, o prezentare foarte frumoasă. Mă mulțumim bucur foarte frumos. Mă bucur că am ajuns. Mă bucur că am ajuns. Sănătate să dea Dumnezeu familie. Mă bucur că am ajuns la dumneavoastră și mă bucur tare mult că domnul Cipri a venit și dânsul. Da. Să vadă caii, deși foarte departe de la Timiș, dus întors, a făcut un pic de efort. Da. Așa, domnul Cristi, dacă doriți să mai ziceți ceva de finalul filmării, poate aveți pe cineva în străinătate sau poate o îndrumare pentru cineva. Toți crescătorii de cai din toată țara, da, dintr-o parte în alta, și să țină cât mai multă lume cai. Așa, să ne aduceți niște animale frumoase, nobile. Să ne aducem aminte cum erau odinioară. Da, da. Și cei mai faini, cei mai printre cai și câinii, sunt printre cele mai bune animale de companie. Da. Domnul Cristi, vă mulțumesc, îl salut pe fratele dumneavoastră, pe doamna, pe fetiță, pe toți. Da. No. Și noi vă mulțumim. Mulțumim pentru tot și numai bine. Multă sănătate. Dăm așa o linie acolo. Lavi, du-te tu prima. Sau Pavel, du-te tu prima cu blondele. Pavel, când îți cumperi Adidas, să-mi cumperi pe numărul meu. Da, da. Bine, dadă. Da. Îți zic eu numărul. Da. Eu nu o să mă încalz, mă, că vreau să mă descalz la vară. Îți mulțumesc oricum pentru intenție. Băiat bun, Pavel. Da. E un prieten bun și da, noi mai vorbim la telefon. Și când o să vin tura următoare, sperăm să vedem armăsarul negru al lui Pavel. Da, și mânz. Să revedem. Și-o luat mânz? La iapa noastră. A, am la înțeles. La iapa gestantă. Ai cu armăsarul lui? Nu. O să fie? Montat în Franța. A, și mânzul, am înțeles, și mânzul, da, e pujoare, am înțeles. Iapa deschis și montat în Franța. Am înțeles.